mă că-i vreau să mă joace. Când mă duc la cor în sat, Niniculai îmi place și nu va șeie cu banat. Mulți plăcă că-i vreau să mă joace. Când mă duc la cor în sat, Niniculai îmi place și nu va șeie cu banat. Bruneața cu o cajaru, că mă prinde joc presară, mă va prinde ca o anarușă când te iesar. Ei, bruneața cu o cajaru, când mă prinde joc presară, mă va prinde ca o anarușă când te iesar. Hai să cântei și colțaturi, jucăm să ne placă, nouă griji la hal, să ne purtăm, dragostea că-i bob de rouă și noi știm să ne-o păstrăm. Jucăm să ne placă, nouă griji la hal, să ne purtăm, dragostea că-i bob de rouă și noi știm să ne-o păstrăm. El e leacu și amaru, că ne nerecăm pe lină, dragostea nu-i cu cântaru și noi gine știm. El e leacu și amaru, că ne nerecăm pe lină, dragostea nu-i cu cântaru și noi gine știm. Ce orchestră a colaborat Diana de aici din Chișinău și dacă coace cozonaci de Paști, vom afla imediat de la Diana. Bună seara, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Foarte frumoasă melodia, mulțumesc, vreau să zic din suflet. Start. Și te invit acolo, lângă băieți. Cu drag, lângă prietenii mei dragi. Și chiar coci cozonaci de Paști? Nu. Nu ai timp. Nu știu. Nu, mi-aș dori, dar... nu sunt atât de iscusită în bucătărie. Face doar ouă roșii. Și tot e bine. Dar de ce muzică populară? Și de ce nu altceva? Pentru că tot vorbeam că nu mai e la modă sau că tinerii vor altceva. De ce muzică populară? Pentru că am crescut în sânul unei familii iubitoare de folclor și iubitoare de port popular, de tot ceea ce înseamnă tradiție și obiceiuri. Am crescut în sânul unei familii care iubește cântul popular în mod special. Și atunci această dragoste pentru cântec s-a transmis din părinți în copii și atunci mi-ar fi fost imposibil ca eu să nu îndrăgesc muzica populară. Ai un album în colaborare cu Orchestra Lăutarii. Într-adevăr, așa este. Am imprimat alături de Orchestra Lăutarii, dirijată de maestrul Nicolae Bodgros, un album intitulat Ziculiță din Vioară, în anul 2013. Este cea mai mare realizare a mea, pot să spun, din toată viața mea, pe toate planurile. Dar cum e să muncești cu maestrul Bodgros? Pentru că el e așa, se zice, foarte exigent. Pentru mine a fost un lucru plăcut, a fost o experiență frumoasă pe care sper să o repet. Eu îmi doresc din suflet să mai imprim piese alături de Orchestra Lăutarii și, desigur, colaborarea cu această orchestră implică anumite exigențe din partea maestrului, anumite sacrificii din partea interpretului și atunci când vorbesc de sacrificii, mă refer la sacrificii de tot felul, cum au spus și colegii mei, financiare, sacrificii de timp și, desigur, în cazul meu, având o vârstă destul de, nu știu, adică încă sunt fragedă, așa, pot să spun că a fost un efort. Da, meseria de artist, asta ce înseamnă? Că deseori sunteți departe de familie, de cei dragi, mama, tata, soții și așa mai departe, copii. Familia înțelege? Din punctul meu de vedere, eu când m-am căsătorit, am spus nevestei, uite, ăsta am mis. Eu sunt artist, dacă mă vrei așa, ia-mă, dacă nu, lasă-mă. Și mi-a zis, nu, eu te iau așa. Ei, când m-ai încercat să mai spună câte ceva, imediat să ne aduți aminte ce mi-ai spus cândva. Deci, în primul rând, este destul de greu pentru un artist, mereu suntem pe drumuri și cele mai frumoase lucruri din viața unei familii le cam pierdem. Noi nu am reușit să, știu eu, am pierdut când copilul a fost în clasa întâi la școală sau am pierdut când copilul a avut o realizare specială sau de cele mai multe ori și nu de cele mai multe ori, de fiecare dată nevastă mea se duce singură la petreceri pentru că eu nu sunt acasă. Deci vă dați seama, pentru ea n-a fost ușor să meargă singură la petreceri, rudele, bineînțeles. Acum îl are pe ficiorul care de două ori cât mine, îl ia la braț și știu că de acum sunt salvată. Deci sunt într-adevăr sacrificii și nu numai asta, dar de multe ori plecam 2-3 zile și nu știu ce se întâmplă acasă, bine, că vorbeam prin telefon. Deci nu este ușor, dar satisfacțiile sunt pe măsură, pentru că atât eu, cât și familia mea avem nenumărate bucurii, mă rog, și sufletești, și financiare, până la urmă, că dacă o luăm și pe partea asta,
investim, dar ca să și câștigăm, și sufletește, dar și financiar. Până la urmă ne face viața mai frumoasă. Și trebuie să mulțumim Bunului Dumnezeu pentru lucrul ăsta, pentru că până la urmă nu oricine are acest dar, și dacă Dumnezeu ne-a ales așa, înseamnă că ne-a hărăzit cu acest lucru și trebuie să fim, cum să spun, dar din dar se face rai. Trebuie să dăm și noi mai departe. Adevărat, Andrei, cum e? Uite, dacă la Costică doamna Bahrin l-a luat deja artist, la mine, a mea soție a avut un cuvânt foarte important de spus în această dezvoltare a mea pe partea artistică, pentru că s-a ținut foarte tare de mine și m-a încurajat să merg pe drumul ăsta. Cu toate că eu i-am explicat și aceste mici, cum să le spun eu, sacrificii, da, sunt într-adevăr sacrificii. Din partea mea eu zic că sunt un pic mai mici. Ea le-a înțeles și în continuare, uite, avem acum și un băiețel cu care ne mândrim și lucrurile merg din ce în ce mai bine pentru noi și pentru familia noastră. Mai e și un fan, pentru că el când îl vede pe taxul la televizor, așa stă. Să vă trăiască. Mulțumim, mulțumim. Deci ar putea să devină și el un mare artist pe viitor? Nu se știe. Acum știi cum e, fiecare părinte, a ajuns chiar un clișeu, fiecare părinte spune că ei, ce-o vrea să se facă, aia să se facă, nu mai contează. Domnule Iordachioaie, să vă spunem câteva lucruri ironico-satirice din viața mea de familist și de artist. Am avut căsătoria, nunta cu soția mea sâmbătă seara, iar duminică seara, în loc să stau cu proaspăta soție, am cântat la o petrecere, la o nuntă. Iar ambii mei copii s-au născut în nopți de sâmbătă noaptea, când eu eram la nunți. Și la mine în casă totul e organizat. Se spală, se curăță ținuta pentru nunta de sâmbătă seara, pentru spectacolul de la Zilele Orașului Cutare, pentru nunta de duminică seara, merg la servici, totul este programat milimetric și, cum să vă spun, la minut. Asta înseamnă că aveți o soție foarte înțelegătoare. Foarte înțelegătoare ca și copiii, dar m-au sprijinit necondiționat. Diana, la tine e mai simplu sau cum e? La mine e mai simplu pentru că eu nu am deocamdată o familie a mea să mă dedic familiei. Eu ce pot să spun? Părinții și... La mine e mai greu cu facultatea. Eu sunt încă studentă la București. E destul de greu să mă împart între ambele activități, însă cu ajutorul lui Dumnezeu și, bineînțeles, cu înțelegerea profesorilor din cadrul facultății, reușesc să fiu prezentă în ambele locuri, chiar dacă muzica mă solicită mai mult decât aș fi crezut. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit toți în această seară și mult succes și noi dormim. Vă mulțumim pentru invitație. Mai ales că am aflat că proiectul de la Iași la Chișinău va avea continuitate și înseamnă că ne mai revedem tot aici, să stăm la povești și să vă mai ascultăm melodiile care sunt superbe. Este foarte adevărat. De ce vă tărâm să mergem mai departe? Pentru că, într-adevăr, nu știu dacă ținem neapărat la faptul că acest proiect ne-a scos în relief, nu știu cum, nu știu în ce mod. Mai degrabă aș ține la faptul că noi vrem să arătăm că moldovenii, într-adevăr, au aceeași limba, aceeași tradiție, aceleași obiceiuri, același cânt, același port. Și ne și dor unii de alții, pentru că atunci ne vedeam foarte des, acum ne vedem mai puțin, așa că am pus la cale și să sperăm că poate pe la sfârșitul anului sau începutul anului viitor deja va apărea și cel de-al doilea proiect. Va fi cu totul inedit, nu spunem. Nu, păstrați intriga, că așa se cuvine. Dar până plecați în România, până treceți Prutul, noi profităm de ocazie și vă trimitem la cântat încă o dată. Mulțumim. Scena va aparține. Cu mare plăcere. Mulțumim și tuturor moldovenilor de aici toate bucurile și sărbători fericite, sărbători în continuare. Bine, să ne vedem cu drag și oricând cântecele noastre le oferim cu toată prietenia. Vă mulțumim încă o dată. Dragi telespectatori, atât a fost pentru ediția de astăzi. Oaspeții noștri pleacă la cântat pe scenă, iar eu îmi au rămas bun. Și nu uitați că la cine vine la noi sunt cei mai deosebiți oaspeți și cei mai talentați. Deci rămâneți cu Moldova 1 și nu uitați de pagina noastră de Facebook, acolo unde în fiecare seară puteți să intrați și să vedeți toate pozele cu toți invitații noștri. Numai bine, la revedere!
busuioc cu floarea deasă, creștem și plecăm de acasă. Și rămâne beata mamă lăcrimând într-o năframă. Cum e frunza-n vântul toamnei, așa-i și inima mamei. Tot se zbate și se frânge și mult dor în ea se strânge. Dorul mamei margini n-are, n-are capăt nici hotare. El aleargă și răzbate la copiii duși departe. Copiii cresc și pleacă, ochii în lacrimi și-nneacă. Inima-i de dor tresare, liniște ea nu mai are. Anii trec, se duc în zbor, copiii-și fac rostul lor. Prinși de griji, nici nu-și dau seama cât de rar mai merg la mama. Dorul mamei margini n-are, n-are capăt nici hotare. El aleargă și răzbate la copiii duși departe. Așa-i viața lăsată, să le jeni fișor sau fată. Să-i crești în bună purtare, ei să plece în lumea mare. Dar când vin copii acasă, ochii mamei scânteiază. Dorul îi se mai alină când căsuța ei e plină. Dorul mamei margini n-are, n-are capăt nici hotare. El aleargă și răzbate la copiii duși departe. La icoane pruntea-ș pleacă, tot pentru copii se roagă. Să-i mai vadă iar în poartă, să aibă inima împăcată. Lilia floriba tot străgla, badea n-o să uită. Dragă Lilia floareba tot străgla, badea n-o să uită. Of, bădiță dragă, eu îl strâng să vii încoași, el privirea își întoarce și of, bădiță dragă. Parcă nu m-au auzit, cu alta geau cu-o pornită, pe sub genii m-au privit, măi. De când alta și-o găsit, la mine n-o mai venit, eu noaptea n-am podinit, măi. Badea și nu-i pasă, nu-i ca mine mai frumoasă. Of, bădiță dragă, pentru una mai bogată ai dat dragoste curată. Of, bădiță dragă, joacă badea și nu-i pasă, nu-i ca mine mai frumoasă. Of, bădiță dragă, pentru una mai bogată ai dat dragoste curată. Of, bădiță dragă, nu privi bani. Dai să mă porți în gând, măi.
la joc badea strigă, sufletul parcă să-mi frigă. Of, badiță dragă, gura strigă, ochii cată, dragostea adevărată. Of, badiță dragă, aud la joc badea strigă, sufletul parcă să-mi frigă. Of, badiță dragă, gura strigă, ochii cată, dragostea adevărată. Of, badiță dragă. Eu am vrat să nu-ți mai vină, că ai fost favor și pe lină, măi. Cată bade și-ai să vezi, doar în ochii mei te pierzi, deși în ei nu mai crezi, măi. Cată bade n-ai afla o dragoste ca a mea, în toată averea ta, măi. Cată bade cu suschin, ai fost floare cu venin. Ei, cată bade n-ai afla și numai așa. Frunză verde de trispi și scripcuța frumos măi zâșe. Sârba asta care-mi place și-ndeamnă lumea să joace. Poftiți gospodar de seamă, sârba din bătrân va cheamă, sârba din bătrân va cheamă. S-o jucă mână de mână, tăt neamul cu voie bună, tăt neamul cu voie bună. E frumoasă și legatată, sirba din bătrân la sat, mă. Omul idei și de chiatră, tot e prins în joc odată. Da, tu ești cu suflet, frate, și la joc nu stai deoparte. Poftiți gospodar de seamă, sârba din bătrâni va cheamă, sârba din bătrâni va cheamă. S-o jucă mână de mână, tăt neamul cu voie bună, tăt neamul cu voie bună. Un pahar din udatură îi merge în joc la strigaturi, mă. O lercuța ghinifa și las cel și vrea să joace. Când îți leagă gurile, iuța știi chișorile, măi. Poftiți gospodari de seamă, sârba din bătrâni va cheamă, sârba din bătrâni va cheamă. S-o jucă mână de mână, tăt neamul cu voie bună, tăt neamul cu voie bună. Sârba din bătrâni va cheamă, sârba din bătrâni va cheamă. S-o jucă mână de mână, tăt neamul cu voie bună, tăt neamul cu voie bună. Frunzuliță tresmicele, dragi mi-s neamurile mele. Când la zi de sărbătoare ne adunăm cu micu mare, să petrecem românește cum doar la noi se găsește.
Am și frate, am și suror, ce vin toți la sărbător. Și nevastă și flăcău, ce-mi va duce neamul meu peste veacuri mai departe. Doamne, dă-mi de bine parte. Și de Dumnezeu o vrea tăicuța și măicuța, să ne adune în sărbători, frați, nepoți, cumnați, surori. La căsuța părintească, Doamne, neamul să-mi trăiască. Oameni buni, luați aminte că dragostea de părinte nu-i nimic mai scump pe lume cu ai tăi pe lângă tine. Să te bucuri că trăiești, cu cine să te mândrești. Rog Domnului sănătate pentru neamurile toate, și la bine și la greu am alături neamul meu.